Peste jumătate din Via Transilvanica este disponibilă în aplicația Google Street View, au anunțat reprezentanții Google în România. Turul virtual se poate face pe aproape 900 de kilometri din cei peste 1400 pe care se întinde Via Transilvanica. Traseul Via Transilvanica pornește din Bucovina, de la Putna, străbate Transilvania și se încheie la drobeta Turnu Severin, pe malul Dunării. Potrivit unui comunicat de presă al Google, două treimi din acest traseu sunt fotografiate și accesibile în Google Street View. Astfel, un călător virtual pe Via Transilvanica se poate opri la Mănăstirea Sucevița, monument aflat pe lista UNESCO. Poate face un tur al castelului Telechi de la Pozmuș sau poate vizita orașul antic Ulpia Traiana Sarmisă de Tuza. De asemenea, pe Via Transilvanica te poți plimba virtual prin pădurile dese ale Bucovinei sau pe pajiștele din zona Viscri, să treci pe lângă o turmă de oi sau să te oprești să admiri râpa roșie de lângă Sebeș. În plus, cu un simplu clic ajungi în satul Inlăceni, unde poți savura un moment de liniște în biserica unitariană. Treci prin sate abandonate sau explorezi sate tradiționale, precum Poiana Negri sau Bârșa Cloșani. Mai mult, te poți opri la una dintre afacerile locale care oferă servicii de ospitalitate călătorilor pe Via Transilvanica și care pot fi găsite pe Google Maps pe traseu, cum ar fi casa tradițională transilvaneană din comuna Axente Sever. Emelia pe care s-a construit Via Transilvanica înseamnă un univers rural și patrimoniu natural excepțional, trecând prin 2000 de ani de istorie, cultură și diversitate. Rașul Drobeta Turnu Severin a fost kilometru zero în port, în locul unde apăludor din Damas ridică podul lui Traian. Impresionanta construcție peste Dunăre fusese ridicată în mai puțin de 2 ani, ceea ce a făcut pe mulți să se întrebe cum au reușit romanii o asemenea minune. Răspunsurile sunt date cu multă răbdare, dar și cu ajutorul unei machete și al unor materiale multimedia în Muzeul Porților de Fier, poate unul dintre cele mai bine organizate și întreținute muzee românești. În curtea muzeului este și prima sau ultima bornă Via Transilvanica.